Cei doi soți din localitatea Istrița de Jos sunt de 8 ani proprietarii unui padoc privat. Se întinde pe o suprafață de 2000 de metri pătrați și adăpostește peste 70 de maidanezi. Am zis că aceste ființe sunt prea oropsite și trebuie și le ajutate de cineva. De regulă am luat de pe stradă câini care am găsit în pericol, să mă exprim așa. Unii mi-au fost aruncați peste gard. Aproape 40 de câini aflați acum în adăpost sunt în curs de adopție, vor ajunge în Germania, Franța, Anglia și Danemarca. Am reușit de anul acesta, din ianuarie, să postăm pe internet poze cu câinii din adăpostul nostru și am avut o surpriză foarte plăcută ca cei din străinătate să reacționeze extraordinar de pozitiv. Vor pleca în Anglia. Unii sunt convins, pentru că știu din ceilalți care au plecat, că o să ducă extraordinar de bine. Mult mai bine decât la mine. Cei doi au investit în amenajarea adăpostului peste 2 miliarde de lei vechi, bani obținuți din vânzarea unui apartament. La fel de costisitoare este și întreținerea căseilor. Toată cheltuiala câinilor a fost din surse proprii și cu un ajutor de la Brigitte Bardot aproximativ 300-350 de kilograme de boabe pe lună. Înainte de a fi dați spre adopție, toți câinii din adăpost sunt vaccinați, sterilizați și au carnete de sănătate.